Bună seara! În această seară am să vă prezint pe urmele lui Moș Crăciun acest joc creat de Google. Să începem cu joacă. Apăsând butonul joacă, puteți vedea, se schimbă interfața și în acest moment când începe povestirea și jocul propriu-zis cu povestea lui Moș Crăciun. Am să vă las pe voi să descoperiți în continuare. Voi trece la alt joculeț denumit CodeLab. Este un joculeț la fel pentru copii cu vârste mici, care îi învață cam ce înseamnă programarea. Multora le plac jocurile, așa că este ceva foarte simplu. După cum vedeți, trebuie să completăm un red. Cele două elemente pe care le completăm, capul renului și corpul renului, sunt bucăți din program, din programul propriu-zis. Următorul programel este să construim un elf, ceea ce înseamnă că programul pe care îl construim este mai complex puțin, adică mai dificil. Cu puține explicații vă pot spune aici că în partea aceasta avem ordinea în care Moș Crăciun trebuie să parcurgă această matrice, aceste zone cu pătrate. Și noi trebuie să stabilim ordinea în care trebuie să o parcurgem. Deci ordinea în cazul acesta va fi un pas către nord, pentru a lua pachetul albastru cu cruciuliță albă. Va mai trebui să mai adăugăm încă un pas. Deci vom face doi pași. Să vedem dacă funcționează. În acest moment, interfața ne spune excelent, următoarea provocare. Vom continua cu ordinea în care vom parcurge pătratele, ca și cum am merge pe un trotuar sau pe stradă. Ne uităm, Moș Crăciun va face un pas, doi pași în față și un pas către stânga. Și eu voi adăuga un pas către nord, un pas către nord și un pas către stânga, adică către direcția vest. Următoarea provocare. Moș Crăciun va trebui să ajungă la pachet. Însă vedem că avem 1, 2, 3, 4, 5 pași. Să încercăm cu 5 pași către înainte. Ok. După cum vedem, nu trebuie să rotim moșul. Trebuie să-i dăm rotații la Moș Crăciun. Și avem așa, ordinea, număr de ori. Și aici putem să-i spunem mai simplu prin programul respectiv. Nu mai trebuie să-i explicăm fiecare pas Moșului Crăciun. Fă un pas în față, fă un pas în față, îi vom spune câți pași va face el în față. Și avem 1, 2, 3, 4, 5 pași și spunem, ordinea în care parcurge acei pași va fi un număr de 5 către direcția nord. În acest caz, pachetul este ascuns după brazi și noi va trebui să ocolim acești brazi și avem un pas în față, 5 pași în lateral către dreapta, 2 pași către nord, către sus, da? 4 pași către stânga și un pas în față. Și vom face așa, un pas către în față,
2, 4, 5 pași către est. De fapt, vor fi 1, 2, 3, 4. Prea mult. Mutăm aici. Vor fi 4 pași. Un pas către nord. Încă un pas către nord. După aceea mergem în cealaltă direcție către vest. Cu 4 pași. La fel. Data asta către stânga, da? Și un pas către nord. Să vedem ce spune programul nostru. Și puteți continua cu acest joc din ce în ce mai complex. Vă mulțumesc, dacă vă place canalul meu, să-i dați like și să faceți subscribe. Sărbători fericite!